hai cu toți la Moldovița, că vă așteaptă Mocănița! Ia uitați ce fum negru! Mi-a mai dat un pic de parfum. Eu cred că ție ți-ar fi plăcut să stai acolo, în primul vagon, să bagi, să bagi la cărbun. Nu, eu nu bag cărbun, eu conduc, dau de manivelă. Este cald, miroase bine. Putem să vă dăm să degustați, să vedeți ceea ce ascundem noi aici în sticluțele astea. Să luăm biletele pentru Mocăniță. Bună ziua! Avem și noi o rezervare pentru 2 persoane. Cât costă? 100 de lei, 2 bilete. O să întors, nu? Haideți să ne căutăm locurile. Să ne urcăm în vagon. În momentul în care îți faci rezervarea pe net, o să scrie numele pe acest afiș. Mocănița. Hai cu toți la Moldovița, că vă așteaptă Mocănița! Romantic Railways Romania. Așa că e frumos, bucățică, peisajul. E super, e minunat și puteți veni aici și toamna. Și iarna? Și iarna, mai ales cred că peisajul e uimitor. Această Mocăniță datează din 1888 și a fost funcțională până în anul 2001, iar din 2005 avem cu toții norocul să o folosim de distracție, adică este deschisă turiștilor și ne putem bucura de mirosul ăsta de cărbune. Numai că este foarte frig, bine că ne-am luat gecile cu noi. Eu mi-am pus și un batic tradițional și chiar ne place. Ne place și vă recomandăm. Așa că... Acum trecem pe un poduleț. Eu cred că ție ți-ar fi plăcut să stai acolo, în primul vagon, să bagi, să bagi la cărbun. Nu, eu nu bag cărbun, eu conduc, dau de manivelă, o frânez, o accelerez. Iau eu lopata, nu-i problemă. E ceva deosebit oricum, o întoarcere în timp. Și pentru 50 de lei de persoană, această experiență numai este... 10 euro. Super, super avantajos. Acum se pune câte o... se schimbă viteza. Știți cum fac ăția de pe bord în mașină? Așa și noi. Super. Se văd casele, căpițele de fân, merele sunt roșii, florile. Minunat. Mai e și câte un cal din când în când, o văcuță care paște. Ia uitați aici un vânar vechi, ce frumos e, e totul din lemn. Încolo este un râuleț, se văd rachitele. Este un peisaj de poveste. România de poveste, ce să mai... Acesta este râul Rașca. E un pic cam goluț, dar o să se mai umple cu apă în toamna asta. Vremea nu e prea frumoasă, dar ploaia e binevenită. Noi am pornit din Moldovița, trecem prin Runcu Rașca și ne oprim în satul Argel. Ia uitați ce fum negru! O parte din el vine pe fața mea, fac un machiaj nou. Mi-a mai dat un pic de parfum. Viteza acestui tren este de 15 km/h, tocmai m-am uitat pe GPS, iar dacă traseul are 12 km, noi o să ajungem undeva la 45-50 de minute, că nu merge constant. Sunt aici niște cai imensi, stupeni, cai de munte care trag buștenii. Ia uitați casa asta, deci e minunată, frumoasă. Sunt foarte multe case din lemn frumoase, iar fântânile au acoperiș de tablă și au și pereți de lemn, de scânduri, făcute din scânduri. Al seaua de muzică populară, așa că o să fiu foarte rapidă. Oamenii ne-au primit veseli, grătarele sunt pline, miroase numai cartofi prăjiți și grătar, extraordinar de frumos. Iar eu sunt toată neagră, trebuie întâi să mă aranjez un pic ca să plină de funingine. Așa arată vagonul nostru. Acestea sunt băncile pe care am stat. Sunt destul de confortabile, sunt de lemn, micuțe, dar e foarte plăcut. Și da, designul e unul util, exact așa cum trebuie să fie pentru a se păstra costurile mici la bilete. Super! Haideți să căutăm ceva de mâncare rapid și să întrebăm cât timp stăm aici, nu cumva să pierdem Mocănița. O să ne luăm un bulț umplut cu brânză de burduf, ia uitați ce bine arată. Băiatul o să ne-l pună frumos pe grătar, să ne-l încălzească puțin. Sperăm să fie gustos. Pe fundal se audă muzică populară și aici avem un bulz, ia uitați-l, cu un pic de smântână și un ardel iute murat. Hai să-l gustăm, sperăm să fie bun. Avem aici niște furculițe din astea care mie îmi plac foarte mult, de plastic. Ia uitați cum iese aburul din bulzul ăsta, ia uite ce frumos. Afară e destul de răcoare, sunt 14 grade. Hai să-l gustăm. Mai mămăliga, e bună, e caldă, e proaspătă, făcută. Este din mălai natural, din mălai românesc, nu are gustul acela de mălai din comerț, pe care noi, cei din București, îl știm foarte bine. Acesta e mălai adevărat cu gust de porumb, este mai puțin fin și de aceea durează mai mult să faci mămăliga. Brânza de dinăuntru este de burduf, are gust de brânză, foarte bun, cai, îmi place sorată. La el se servește și un pic de smântână. Smântâna asta e un pic mai galbenă și are gust de smântână de vacă. Deci tot ce e aici e din regiune, e natural, e bio, cum vreți voi să-i spuneți. Și chiar delicios. Mi-a costat 20 de lei. Un preț ok, părerea mea, mai ales că totul este proaspăt. Rodelul ăsta murat iute. Nu e chiar iute, e bun. La fel, ardel bun de grădină. Se vede că e destulă brânză înăuntru. E un bulț bogat, greu și chiar te saturi din el. O persoană mâncăcioasă. Bine. Exteriorul este cald, este crocant și dă acea aromă de grătar. Foarte, foarte bun. Mămăliga noastră, cea mai bună. Și când zic că mămăliga noastră e cea mai bună, vorbesc serios, pentru că porumbul românesc are o aromă foarte puternică, intensă, iar majoritatea porumbului din Africa nu e chiar așa de gustos, e un pic mai alb și aroma e mai slabă. Foarte bună mămăliga, dulceagă, un pic sărată, extraordinară, făcută cât trebuie. Acele bucățele mici de malai sunt fierte bine, chiar grozav și recomand. Mă așteptam să nu fie chiar așa gustos, dar mi-a depășit așteptările pozitiv. Foarte, foarte gustos. Suntem aici la Petrica, ia uitați ce de bunătăți are, o să vă spună el mai multe ce are în sortiment și ce face bun aici. Bunătăți din camara bunicii, noi așa le spunem, ceea ce facem, facem cu simț de răspundere, bine ați venit pe la noi și vă mulțumim că ne-ați călcat pragul. Prețurile rezonabile, adică cele mai bune, pentru buzănerul fiecăruia, adică și pentru bugetul mai mare și bugetul mai mic, începând de la 20 de lei, 25, 30 de lei, toate, dar să știți că diferă și unele, adică și pălinca de gutuie și pruna. Prețul este echilibrat, numai că diferă gradele. 50 și ceva de grade, 48 de grade. Putem să vă dăm să degustați, să vedeți ceea ce ascundem noi aici în sticluțele astea. Mulțumim! Nu consumăm alcool, dar am fi încercat cu mare plăcere. Noi ce facem, facem în gospodăria proprie. Adică noi cultivăm, adică cultivă vecinii, neamurile, noi le facem produs finit și le punem pe restul las pentru dumneavoastră. Mulțumim foarte mult! Cu drag și multă sănătate și vă mai așteptăm! Și ca un cadou frumos din partea noastră, vă dăm o vișinată să vă aduceți aminte de noi. Mulțumim frumos! O puneți acolo în răftulețul dumneavoastră. O punem în răftuleț, că de consumat nu consumăm. Sigur că da, e foarte frumos. O puneți acolo să vedeți ce frumoasă este. Mulțumim foarte mult! Cu drag și multă sănătate! Spor în afaceri, spor în dragoste! Vă mulțumim și vă mai așteptăm! Mulțumim tare mult! Cu drag și multă sănătate! Ne-am luat ceva dulce, să ne luăm și un magnet de frigider, că pleacă Mocănița fără noi. Bună ziua! O să ne luăm un magnet de 10 lei, acesta este foarte drăguț. Am păstrat desertul pentru a-l gusta în Mocăniță. Avem aici un baton de ciocolată de casă care arată foarte bine. Este ciocolată albă și ciocolată neagră. Haideți să gustăm! Foarte bună! Este extrem de aromată. Se simte gustul acela de lapte, de dulceagă. Partea de sus este încă un pic crocantă. Dar e super! E super, super bună! Are gust de casă, și îmi aduce aminte de copilărie, iar acest desert să iei la așa o priveliște e uimitor. Pe partea asta este râul, se văd copacii, pășunile, un pic dealurile, este minunat. Și sunt foarte fericită. Vă recomand și vouă să veniți aici. Bucățica aceasta este pentru cealaltă bucățică. În Argel, unde se oprește Mocănița, ați văzut că sunt câteva mini-restaurante și toate au produse regionale. Nu trebuie să vă faceți nicio grijă, totul este extrem de proaspăt, este făcut cu dragoste, rețetele sunt autentice, sunt respectate, totul e gustos și făcut cu simț de răspundere. Nouă ne-a plăcut foarte mult, aveți o varietate foarte mare din care puteți alege. Este grătar, pește, au și puls, au cârnați de casă. Poți să-ți iei și o băuturică, dacă vrei, o pălincă, o țuiculiță de mere cu tui prune, ce vrei tu, un sirop de căpșuni. Au și câteva dulciuri, ciocolată de casă, câteva torturi, prăjiturele și eu zic că merită. Este minunat și acum tocmai mă uit la un armăsar super, ia uite! Frumusețe! Frumusețe! Eu vorbesc, dar nu mă aud, sper că voi mă auziți bine, avem microfoanele aici, pentru că sunetul este destul de puternic și vorbesc așa, ca și cum aș vorbi la microfon. O zi superbă, chiar dacă nu e însorită. Mai avem un loc unde o să mergem, un loc cu multă adrenalină. Sperăm să ajungem la timp ca să ne putem bucura. Așa că rămâneți alături de noi, nu uitați să vă abonați, să dați like, să dați share și să lăsați un comentariu. S-a lăsat un frig aici, am înghețat, ne-a înghețat nasul, super frig, așa că luați-vă haine călduroase, bine, măcar că am avut gecile de pluș la noi și e frumos și pe seară, păcat că vremea e atât de închisă și arată ca și cum o să plouă, m-a vicurat un pic, s-a oprit, sperăm că rămâne așa și că nu-i dă o torențială. E frig, și are ca un mamaie de la țară. Maică! Ne încălzim noi în mașină. S-au cuțuit aia. L-am prins și așa să se întoarce. Nu se întoarce. O duce încolo? O duce pe linia aia la... Ciu, ciu. Cât de fain! Sunt înghețată de-a dreptul, nu mai pot. M-a luat cu tremurat într-un hal și cred că trebuie să mergem să mâncăm o ciorbiță fierbinte sau măcar să bem un ceai cald. Aceasta a fost ultima tură cu vagoanele de vară și cred că totuși trebuiau puse mai devreme celelalte, că am înghețat îngrozitor. O să le pună pe cele de iarnă, care au și sobiță înăuntru.